Bine v-am regăsit, dragii mei, la o nouă rețetă simplă pentru familie și prieteni. Astăzi facem împreună salată caprese, o salată italiană cu roșii, mozzarella și busuioc. Dacă sunteți noi pe canal, eu sunt Iuliana, vă doresc bun venit, sper să vă placă și să rămâneți alături de noi în comunitatea Bucate Aromate. Nu uitați să vă abonați și să activați clopoțelul pentru notificări. Salata de astăzi are puține ingrediente, dar toate unul și unul. Le aveți chiar acum pe ecran și le găsiți și la descrierea videoclipului. Avem nevoie de frunze de busuioc proaspăt, sper că aveți un ghiveci pepper vaz. Ne trebuie și niște roșii cărnoase și bine coapte. Pentru două porții avem nevoie de 250 de grame de mozzarella și în funcție de tipul ales poate fi nevoie să o scurgeți de zer. Ne mai trebuie o linguriță de oregano uscat, o linguriță de sare de mare puțin grunjoasă, ar fi păcat să folosiți sare extra fină, o linguriță de boabe de piper pe care le vom măcina pentru o aromă mai intensă și neapărat un ulei de măsline extra virgin de bună calitate. Feliem roșiile, cam un centimetru grosime ar fi bine să aibă feliile de roșii. Feliem și mozzarella la aceeași grosime cu roșiile. Și ne pregătim la îndemână frunzele de busuioc proaspăt. Cu toate ingredientele pregătite, începem să montăm salata pe un platou. Alternăm feliile de roșii cu feliile de mozzarella și cu frunzele proaspete de busuioc. Este o salată foarte simplă, cu puține ingrediente, cu un efect vizual nemaipomenit de frumos. Și tocmai pentru că are atât de puține ingrediente, calitatea acestora este esențială. Folosiți așadar roșii proaspete, bine coapte, cărnoase, puțin zemoase ca să-și lase sucul acolo în farfurie. Folosiți busuioc proaspăt, în niciun caz nu poate fi înlocuit de data asta cu busuioc uscat. Căutați o mozzarella de calitate, cremoasă și gustoasă și mai ales folosiți un ulei de măsline extra virgin cu aromă intensă de măsline, pentru că farmecul acestei salate este exact sosul care se formează pe platou din sucul de roșii, uleiul de măsline, oregano și sarea de mare. Înțelegeți așadar de ce este esențial să folosiți un ulei de măsline bun cu aromă intensă de măsline și nu un ulei oarecare. Dragii mei, salata de astăzi este gata, arată minunat. E plină de culoare și plină de arome. Sper să fie și pe gustul vostru. Abia aștept să-mi spuneți în comentarii cum a ieșit și dacă v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați la canal și să activați clopoțelul pentru notificări, pentru că avem rețete noi în fiecare marți și joi. Până data viitoare, eu vă spun la revedere!